Eu nu-mi găsisem liniștea de care aveam nevoie. Am ieșit din cameră, am deschis ușa terasei și am pășit ușor afară. M-am străduit să închid cu totul ușa în urma mea. O adiere răcoroasă mi-a mângâiat fruntea fierbinte. Am respirat adânc. Uitându-mă la treptele interzise de pe acoperiș, o durere ascuțită mi-a străpuns spatele. O resimțeam de fiecare dată când mă uitam la ele. Fără a ști prea bine din ce motiv. Ceva se întâmpla în mintea mea tulbură. Am urcat treptele. Cât timp trecuse de când călcasem pe acolo ultima oară? O zi? Un secol? Anii au început să se învălmășească și, ca într-un vârtej năucitor, mă întorceam tot mai mult în trecut. Când m-am așezat pe banca de pe acoperiș, eram din nou un copil de 4-5 ani, prost și speriat. Din ziua în care am descoperit că sunt prost, am devenit sensibil la acest cuvânt, iar când eram strigat așa, mă înfuriam, țipam, sparceam ceva sau loveam pe cineva și făceam un tărăboi în toată regula.